Mână copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Muntele Carmel. Textul de memorat îl găsim în Psalmi, capitolul 50, cu versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu vrea ca noi să ne închinăm doar Lui, pentru că El este singurul Dumnezeu adevărat. A trecut un an, apoi au trecut doi, trei și tot nu ploua în Israel. Iarba și florile erau moarte și nu mai era nicio frunză în pom. Izvoarele secaseră, pământul era tare și uscat, oamenii și animalele erau înfometați și însetați. Regele Ahab și poporul lui îl implorau pe Baal să trimită ploaie, dar bineînțeles că Baal nu putea să îi ajute. Ahab era foarte furios și îl învinovățea pe Ilie pentru toate necazurile. Regele vroia să-i omoare pe profet, dar nu putea să-l găsească nicăieri, pentru că Dumnezeu avea grijă de el. La început, Ilie s-a ascuns lângă pârâul Cherit, unde Dumnezeu a trimis corbi ca să-l hrănească. Apoi în Sarepta, Dumnezeu i-a dat în fiecare zi văduvei mai multă făină și mai mult ulei pentru ca Ilie, ea și băiatul ei, să aibă ce să mănânce. Într-o zi, Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Ilie. Haideți să vedem ce i-a spus. În 1 Împărați, capitolul 18, cu versetul 1, du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului. În al treilea an, Ilie l-a ascultat pe Dumnezeu și s-a grăbit spre Samaria, cetatea în care trăia regele Ahab. În același timp, Ahab și slujitorul lui Obadia căutau apă. Ahab a mers pe un drum și Obadia pe un altul. Dintr-o dată, Ilie l-a întâlnit pe Obadia, care s-a bucurat să-l vadă pe profet. Chiar dacă lucra pentru nelegiuitul Ahab, profetul Obadia îl iubea și îl asculta pe Dumnezeu. Ce a spus Ilie lui Obadia să facă? Versetul 8 din capitolul 18 din 1 Împărați. Eu sunt, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Când Obadia a auzit lucrul acesta, s-a cam speriat și nu a vrut să facă ce a spus Ilie. Era teamă pentru că știa cât de mult îl ura Ahab pe Ilie și pe profeții lui Dumnezeu. Ce a făcut Obadia când Izabela, soția lui Ahab, a încercat să-i omoare pe toți profeții Domnului? Versetul 13. Nu s-a spus oare Domnului meu ce am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului? Cum am ascuns 100 de proroci ai Domnului, câte 50 într-o peșteră și am hrănit cu pâine și apă? Și dacă Ilie n-ar fi așteptat până ce Obadia s-ar fi întors cu Ahab, Ahab l-ar fi omorât. Dar Ilie i-a promis că avea să aștepte până ce avea să sosească Ahab. Când Obadia l-a găsit pe Ahab și a spus că Ilie îl aștepta, regele a fost surprins și speriat. El îl ura pe Ilie, dar în același timp era și frică de el, pentru că știa că Dumnezeu era cu el. Tremurând de frică, Ahab s-a dus cu o mare parte din soldații lui să îl întâlnească pe Ilie. Încercând să se comporte de parcă nu ar fi fost speriat, nelegiuitul rege i-a spus lui Ilie, tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ahab îl învinovățea pe profetul lui Dumnezeu pentru secetă, dar în realitate cine era vinovat? Cum i-a răspuns Ilie lui Ahab? Versetul 18. Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. I-a fost teamă lui Ilie să spună adevărul? Nu, Dumnezeu încă mai are nevoie de oameni care să spună adevărul cu curaj, indiferent ce ar spune sau face alții. Ilie s-a întâlnit cu Ahab pe drum. Când Ahab l-a acuzat că este autorul tuturor problemelor, Ilie l-a învinovățit pe Ahab că nenorocea poporul Israel, învățându-l să se închine lui Baal. Apoi, Ilie i-a cerut lui Ahab să adune pe toți israeliții pe muntele Carmel. Pe cine i-a mai spus lui Ahab să aducă?
strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de preoți ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Isabelei. Ilie a vorbit cu autoritate de la Dumnezeu, iar regele Ahab s-a supus imediat. El a trimis mesageri peste tot, prin care le-a spus oamenilor să vină pe muntele Carmel. Când au primit mesajul legat de întâlnire, oamenii s-au îndreptat grăbiți spre muntele Carmel și Ahab și preoții lui Baal au urcat pe munte, îmbrăcați în hainele lui pompoase, dar le era teamă. Ei nu știau ce avea de gând Ilie să facă, dar știau că timp de 3 ani și jumătate Baal nu răspunsese rugăciunilor lor pentru ploaie. După ce au ajuns toți, Ilie a stat înaintea lor și a vorbit cu voce tare ca fiecare să înțeleagă. Ce a spus el? Versetul 21. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Dar nimeni din mulțimea aceea nu era dispus să spună: eu mă voi închina Domnului, cu excepția lui Ilie. El a stat acolo singur, de partea lui Dumnezeu, dar în realitate Ilie nu era singur. Îngerii puternici ai lui Dumnezeu erau acolo, protejându-l și ajutându-l. Te vor ajuta și pe tine îngerii, cei puternici ai lui Dumnezeu, dacă ești credincios lui Dumnezeu. Haide să vedem ce găsim în Psalmi, capitolul 34 cu versetul 7. Îngerul Domnului tăpărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Ilie era pe muntele Carmel cu regele Ahab, cu prorocii lui Baal și cu miile de israeliți. Dintre toți acei oameni, Ilie a fost singurul gata să se închine lui Dumnezeu. El voia ca oamenii să știe cine era adevăratul Dumnezeu, Baal sau Dumnezeu din cer. El a propus să se ridice 2 altare, unul pentru Baal și altul pentru Dumnezeu. Profeții lui Baal aveau să pună pe altar lemne și un animal de jertfă și Ilie avea să pună și el lemne și un animal de jertfă pe altarul lui Dumnezeu. Apoi, profeții lui Baal aveau să se roage lui Baal, iar Ilie lui Dumnezeu. Cel care ar fi trimis foc din cer ca să ardă jertfa avea să fie adevăratul Dumnezeu. Oamenii au fost de acord că acela era un test bun. Profeții vinovați ai lui Baal erau speriați, dar nu au îndrăznit să nu asculte de Ilie. Repede au pus lemne și ei și jertfa pe altar și au început să se roage. Dar rugăciunile lor nu aveau nimic de a face cu închinarea solemnă și plină de respect la adresa lui Dumnezeu. Profeții au dansat și au țipat: o, Baal, auzi-ne, Baal, strigau ei. Dar Baal nu a răspuns. Toată dimineața au sărit și au alergat în jurul altarului, țipând și urlând la idolul lor. În cele din urmă, la amiază, Ilie i-a întrerupt. Ce le-a spus 1 Împărați 18:27? Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Așa că ei au strigat și mai tare și și-au făcut tăieturi cu cuțitul. Dar Baal tot nu le dădea nicio atenție. El era doar un idol care nu putea să vadă, să audă sau să facă ceva. Ilie a continuat să îi urmărească cu atenție. El știa că ei ar fi încercat să aprindă focul pe altarul lor și să pretindă că Baal îl aprinsese. În cele din urmă s-a făcut seară și oamenii obosiți au renunțat. Ce a făcut Ilie după aceea? 1 Împărați 18:30 ne spune. Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine! Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. După ce a construit altarul lui Dumnezeu din 12 pietre mari, el a săpat un șanț în jurul lui. După aceea a pus pe altar lemne și animalul de jertfă. Ce s-a întâmplat apoi? Haideți să ascultăm 1 Împărați 18:33-35.
El a zis, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și așa au făcut. Apoi au zis, mai faceți lucrul acesta odată. Și l-a făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară. Și l-a făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și au umplut cu apă șanțul. Toți erau tăcuți și serioși, în timp ce Ilie, calm și plin de reverență, a îngenuncheat și s-a rugat scurt și simplu. Haideți să vedem ce s-a rugat. Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne! Ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. De îndată ce Ilie și-a terminat rugăciunea, flăcări de foc, ca niște fulgere, au venit din cer. Focul a mistuit arderea de tot sau jertfa, a ars și lemnul, a ars toate pietrele din care erau alcătuit altarul Domnului și pământul din jurul lui. A făcut să dispară până și apa din șanț. Dumnezeu răspunsese la rugăciunea lui Ilie. Oamenii erau îngroziți și au căzut cu fața la pământ spunând, Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Profeții vinovați ai lui Baal s-au cutremurat de frică. Testul lui Ilie dovedise că ei spuseseră poporului minciuni. Ei știau că păcătuiseră și că aveau să fie pedepsiți. Cum era de așteptat, nici unul din ei nu a mai rămas în viață până la sfârșitul zilei. Acum că poporul se hotărâse să se închine lui Dumnezeu, sosise timpul ca Dumnezeu să trimită iarăși ploaie. Ilie i-a spus lui Ahab, mergi de mănâncă și bea, căci se aude vuiet de ploaie mare. Ilie nu vedea niciun nor de ploaie încă, dar credea că Dumnezeu avea să se țină de promisiunea de a trimite ploaie. Apoi, Ilie și slujitorul lui s-au dus pe vârful muntelui Carmel să se roage. Ilie a îngenunchiat cu umilință și a cerut Domnului să trimită ploaie. Când și-a terminat rugăciunea, l-a întrebat pe slujitorul lui dacă erau nori pe cer. Nu, nu e niciun nor, a spus slujitorul când s-a întors. Ilie s-a rugat din nou, dar tot nu era niciun nor. Ilie s-a rugat de 6 ori și de 6 ori s-a dus slujitorul lui să se uite dacă erau nori. De fiecare dată, Ilie era și mai sigur că Dumnezeu avea să trimită ploaie așa cum promisese. Ce s-a întâmplat după ce Ilie s-a rugat a 7-a oară? În Împărați, capitolul 18, cu versetele 44 la 46. Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și coboară-te, ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în care și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrare în Israel. Dacă avem încredere în Dumnezeu și suntem credincioși, așa cum a fost Ilie, va răspunde Dumnezeu la rugăciunile noastre, așa cum știe El că e cel mai bine pentru noi? Haideți să vedem ce găsim în Iacov 5 cu 16 la 18. Mărturisiți-vă unii altora păcatelor și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte și a celui neprihănit. Ilie era un om supus a celorlași slăbiciuni, ca și noi, și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Întrebări de gândit. De ce îi era teamă lui Ahab de Ilie? Lui Ilie de ce nu era frică de Ahab? Pot idolii să audă? Dar să vadă. Port ei să-i ajute pe oameni? Te poate auzi Dumnezeu? Dar te poate vedea? Te poate ajuta?
De ce crezi că Ilie a turnat atât de multă apă pe altarul lui Dumnezeu? A crezut Ilie că Dumnezeu avea să trimită ploaie? De câte ori s-a rugat Ilie pentru ploaie? Alegi să îl iubești și tu pe Dumnezeu, să ai încredere în El și să îl asculți? Haideți împreună mânuțele și să ne rugăm! Dragă Tată din Cer, îți mulțumesc că ai avut grijă de Ilie și l-ai ajutat să nu-i fie frică de regele Ahab. Îți mulțumesc că mă asculți când mă rog și că ai grijă de mine. Îți mulțumesc că te ții întotdeauna de promisiuni. Aleg să te iubesc și să te ascult. Te rog, ajută-mă în numele lui Isus. Amin. Fiți binecuvântați, să ascultați întotdeauna de Dumnezeu. Domnul cu voi!